horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Astrele anunță o zi plină de evenimente pentru viața personală, unele dintre ele cu potențial de a vă bulversa emoțional. S-ar putea să participați la o reuniune de familie sau să primiți o veste bună de la cineva apropiat. Pe plan profesional, ar trebui să încercați să riscați mai mult în cariera voastră, deoarece este posibil ca ceea ce faceți zilnic să vă plictisească. De exemplu, ați putea aborda proiecte imposibile și veți fi surprinși de puterea voastră de a vă adapta. Încercați să economisiți bani pe lucrurile ce nu sunt absolut necesare, însă nu exagerați. Bugetul vostru va fi oricum echilibrat în această perioadă. Horoscopul zilei Taur. Latura ta artistică ar putea intra în acțiune astăzi. Veți excela în orice proiect creativ, iar cei din jur vor fi impresionați de ideile prezentate. Nu vă faceți griji dacă nu ați întâlnit persoana potrivită pentru o relație. S-ar putea ca în curând să întâlniți pe cineva care să vă aducă un strop de fericire în viața voastră. Dacă vă doriți să investiți într-un proiect de viitor, veți fi nevoiți să îi economisiți în această perioadă. S-ar putea să amânați sau chiar să anulați anumite planuri de vacanță. Încercați să răspundeți la timp la telefon și nu-i amânați prea mult timp pe cei ce vă caută. Poate fi vorba despre ceva important care nu suferă amânare. Horoscopul zilei Gemeni. Îți dorești să te ocupi de fiecare proiect în mod personal, însă acest lucru este imposibil. Gândiți-vă că nu vă puteți nici într-un caz multiplica. Va trebui să delegați responsabilitate cu multă grijă, deoarece nu veți avea timp pentru a verifica fiecare lucru. Ar trebui să profiți mai des de timpul petrecut alături de cei dragi. Organizați din timp o ieșire la cină în oraș sau chiar la un picnic în parc. Astfel veți avea ocazia și să vă apropiați mai mult de copii. Este posibil ca partenerul să vă ceară sfatul în legătură cu o problemă, cel mai probabil de la locul de muncă. Dacă durerile de cap nu vă lasă în pace, asigurați-vă că aveți o dietă sănătoasă. Horoscopul zilei Rac. S-ar putea ca în ultima vreme să fi fost preocupați mai mult de popularitate și de felul în care cei din jur vă privesc, lăsând la o parte lucruri mult mai importante. Acest fapt nu este neapărat ceva rău, însă este posibil ca starea voastră mentală să aibă de suferit dacă stima de sine depinde de ceilalți. Încercați să vă organizați mai bine timpul la locul de muncă pentru a profita de pauzele acordate. Atunci când lucrați non-stop, nu vă puteți concentra la fel de bine. Este posibil ca sănătatea voastră să aibă de suferit atunci când nu aveți obiceiuri bune, cum ar fi luatul meselor la aceleași ore și consumul indicat de apă. Horoscopul zilei Leu. Ar trebui să fiți atenți la modul în care le vorbiți colegilor de la serviciu, chiar și atunci când aceștia greșesc. Atunci când adresați cuvinte dure celor din jur, puteți crea un mediu ce împiedică relațiile armonioase, dar și creativitatea. Încercați să comunicați deschis cu familia atunci când nu vă puteți decide asupra unor planuri importante. Nu se anunță schimbări în bugetul vostru, însă s-ar putea să aveți succes în negocieri. De asemenea, veți avea noroc în depistarea celor mai bune oportunități. Astăzi s-ar putea să aveți pofte ciudate, însă nu este sfârșitul lumii dacă mâncați ceva dulce din când în când. Horoscopul zilei Fecioară. S-ar putea ca adevărata voastră problemă în relațiile personale să fie faptul că sunteți prea timizi. Încercați să acceptați invitațiile la evenimente mai des și să organizați și activități de care v-ați putea bucura cu cei dragi. Un interes comun este calea cea mai sigură de a vă apropia de cineva. Este posibil să suferiți de o problemă de stomac sau de digestie. Așa că fiți cu ochii pe simptomele neobișnuite. Nu ezitați să apelați la ajutor de specialitate dacă lucrurile se acutizează. Dacă tindeți să cădeți în rutină, s-ar putea ca un eveniment din aceste zile să vă determine să vă schimbați obiceiurile. Nu așteptați ca partenerul să facă primul pas mereu. Horoscopul zilei Balanță. Nu ar trebui să considerați fiecare critică o insultă personală, deoarece relațiile voastre ar putea fi afectate. În același timp, tindeți să țineți sentimentele, în special cele negative, în voi, iar acest lucru vă poate afecta pe termen lung. Încercați să fiți mai sinceri cu cei dragi și veți observa cum conversațiile decurg mult mai armonios. Este posibil să suferiți de anumite probleme de sănătate, iar principala cauză va fi stresul. Ar trebui să găsiți un echilibru între cariera voastră și viața personală. S-ar putea să găsiți un mesaj vechi de la un prieten.
iar acest lucru vă va determina să contactați persoana respectivă. Horoscopul zilei, Scorpion. Astrele anunță o perioadă în care răbdarea voastră va fi pusă la încercare, iar acest lucru va pune o mare presiune peste voi. În general, ar trebui să mențineți o relație armonioasă cu vecinii și colegii de la muncă, chiar și atunci când acest lucru se dovedește dificil. Veți reuși să vă faceți remarcați la locul de muncă prin talentul de lider de care dați dovadă, așa că ar trebui să vă așteptați la mai multe responsabilități de acum înainte. S-ar putea ca copiii să nu aprecieze tendința voastră de a le coordona fiecare mișcare. Încercați să îi lăsați să facă propriile alegeri și s-ar putea să accepte sfaturile voastre mult mai ușor. Horoscopul zilei, Săgetător. Se anunță o perioadă bună pentru romantism și relații, dar nu numai. Veți reuși să-i cuceriți pe cei din jur, deoarece veți avea mereu ceva interesant de spus. Este un moment potrivit pentru a uza din plin de șarmul care vă caracterizează. Dacă v-ați pus în minte să vă schimbați unele din obiceiurile nesănătoase, s-ar putea ca astăzi să vă puteți ține de promisiune. O zi pentru excepții nu este ceva rău atâta timp cât puteți reveni la dieta inițială după. S-ar putea ca un eveniment din familie să vă pună pe gânduri cu privire la viitorul vostru. Dacă nu v-ați plănuit încă vacanță, s-ar putea ca cineva să vă facă o propunere inedită. Horoscopul zilei, Capricorn. Încercați să fiți mai răbdători cu partenerul, în special dacă vă doriți ca relația voastră să evolueze în sens pozitiv. S-ar putea ca voi să funcționați pur și simplu după planuri diferite în acest moment. Veți avea zile bune și pentru relațiile de prietenie, deoarece este posibil ca un prieten să vă surprindă astăzi cu un gest frumos. Nu lăsați pe mâine ce puteți face astăzi, chiar dacă ați prefera să vă uitați la un episod din serialul vostru. Astfel, nu vă veți simți copleșiți înspre sfârșitul lunii. Este posibil ca situația financiară să se schimbe considerabil, însă așteptați confirmarea înainte să investiți în ceva important. Horoscopul zilei, Vărsător. Deși atmosfera tensionată îi afectează pe toți, s-ar putea ca aceasta să vă afecteze pe voi în mod special. Fiți foarte atenți la orele cele mai periculoase din zi și la consumul de apă. Relaxați-vă cât puteți de des. Departe de lumea dezlănțuită. Ar trebui să vă împărtășiți ideile pentru proiecte mai des, deoarece s-ar putea să fiți surprinși de entuziasmul celor din jur pentru ceea ce ați putea pune în aplicare. S-ar putea ca un prieten să vă contacteze după o perioadă îndelungată de tăcere. Ar trebui să investiți în lucruri de viitor în aceste zile, deoarece astrele anunță o perioadă bună pentru semnarea contractelor. Horoscopul zilei, Pești. S-ar putea ca problemele din ultima vreme să vă afecteze relațiile. Nu veți fi cele mai răbdătoare persoane dacă cei din jur au nevoie de ajutorul vostru, așa că încercați să îi amânați pe ceilalți pe cât puteți. Nu vă faceți griji dacă un proiect de la locul de muncă nu se desfășoară așa cum v-ați imaginat. Veți reuși să vă adaptați situației cu succes. Dacă banii au fost o problemă până acum, este posibil ca situația să se schimbe în curând și să profitați de un câștig. Încercați să vă împrospătați locuința cu câteva plante sau să îi dați mai multă viață cu un animal de companie. Este posibil ca mediul în care vă aflați să fie lipsit de căldură și armonie. Horoscopul zilei de azi,